Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint exercițiile fizice și factorii naturali de călire. Aceasta se adresează competenței generale numărul 1 din clasa 5-a, și anume utilizarea efectelor favorabile ale educației fizice și sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice pentru optimizarea stării de sănătate, respectiv competența specifică 1-2, identificarea în activitățile de educație fizică a factorilor de creștere a rezistenței organismului la influențele nocive ale factorilor de mediu. Ce înțelegem prin călirea organismului? Tot ceea ce facem pentru a crește rezistența organismului la unele influențe nefavorabile ale mediului înconjurător. Astfel, practicând exercițiile fizice în anumite condiții, putem să ne adaptăm repede la frig, căldură, la umezeală, fără ca sănătatea să ne fie afectată. Călirea mărește capacitatea de muncă a organismului, lucru deosebit de important pentru activitatea sportivă, deoarece exercițiile fizice se desfășoară chiar și în condiții nefavorabile de mediu, foarte frig sau foarte cald. Este important de început călirea în copilărie, când reglarea temperaturii organismului și mecanismele de apărare la diverse boli se dezvoltă pentru a avea astfel o sănătate cât mai bună. Pentru călirea organismului se folosesc factorii naturali. Aerul, apa, radiațiile solare. Trebuie să respectăm anumite principii și reguli. Călirea prin aer. Aerul este mijlocul de călire care poate fi folosit tot timpul anului, atât afară cât și în casă. Aerul curat întărește organismul. Un bun mijloc de călire este baia de aer. Începem acasă la o temperatură de aproximativ 20-25 de grade Celsius. Treptat, aceasta va fi din ce în ce mai scăzută. Se poate realiza și în sezonul rece, după aerisirea prealabilă a camerei. Cu timpul, exercițiile se pot executa și iarna cu fereastra deschisă. Călirea prin apă. Temperatura apei are un rol deosebit de important, deoarece aceasta stimulează activitatea inimii și a întregului sistem circulator. Călirea se poate face sub formă de baie zilnică, terminată cu un duș, cu apă ceva mai rece, cu 1-2 grade Celsius. În timpul clătirii se pot face fricțiuni pe piept și membre, cu un burete sau mănușe moale timp de 5 minute, după care se continuă cu fricționarea uscată a pielii cu un prosop până ce pielea se înroșește. În sezonul cald, călirea prin apă poate fi realizată folosind băile în mare, râu, lac sau piscină. Ele vor fi însă în mod obligatoriu asociate cu băile de soare, de aer și, bineînțeles, practicarea exercițiilor fizice, individual sau cu prietenii. Este indicat ca temperatura apei să fie de aproximativ 20 de grade Celsius și să existe câteva minute de acomodare cu apa. Putem alerga, înota, practica diverse jocuri cu sau fără minge. Călirea prin lumina solară. Prin expunerea corectă a corpului la razele solare,
Copiii și adulții capătă vitamina D, care fixează calciul în organism. Calciul ajută la formarea oaselor și a dinților sănătoși. De asemenea, soarele mărește rezistența și în fața altor afecțiuni. Câteva reguli privind expunerea la soare. Se va folosi o îmbrăcăminte cât mai lejeră și de culoare deschisă. Capul și ochii se vor proteja cu o șapcă, pălărie, ochelari. Periodic se va folosi apă pentru băut sau răcorit. Se vor evita orele când razele solare sunt foarte puternice. Atenție! Pielea copiilor, în special, este foarte sensibilă la razele solare. Călirea corpului trebuie să se efectueze ținându-se cont de anumite principii care se aseamănă cu cele ale practicării exercițiilor fizice, deoarece călirea este considerată un antrenament pentru creșterea rezistenței organismului la influențele nocive ale factorilor de mediu. Au fost folosite resurse foto cu licență Creative Commons. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.